justiciei, explicații de ultim moment, după evacuarea a sute de deținuți din penitenciarul Iași, sublinierei. Ministrul Justiciei este la ramp cu explicații, după ce în presă au apărut informații despre evacuarea a peste 450 de deținuți de la penitenciarul Iași, sublinierei, din cauza ce exista pericolului ca imobilul în care acest subliniere tia erau încarcerați să se perebu sublinierească. Precizări referitoare la afirmațiile din spațiul public, potrivit cărora 450 de deținuți au fost evacuați de urgent din penitenciarul Iași. Subtitlu: cerința unei informări corecte a opiniei publice. În data de 28 august 2017, efectuam prima vizită oficială în penitenciarul din Iași. Cu acea ocazie am constatat faptul că existau două expertize tehnice referitoare la starea tehnică a corpului din respectivul penitenciar. Prima expertiză, din decembrie 2008, concluziona în sensul că probabilitatea de perebuire este redus, dar sunt ateptate de graduri structurale la incidența seismului. A doua expertiză, din februarie 2016, concluziona în sensul că pavilionul a intrat în categoria clădirilor care nu satisfac cerințele asociate obiectivului de performanță, sigura naviei. În data de 29 august 2017, penitenciarul din Iași a înaintat către administrația națională a penitenciarelor /ANP/ nota de concept pentru edificarea unui nou pavilion. În adresa numărul 35063 din 2809.2017, penitenciarul din Iași a transmis la ANP tema de proiectare pentru noul pavilion, tema aprobat la data de 08.11. 2017, aflat în faza studiului de fezabilitate. La data de 3101. Am solicitat conducerii ANP luarea măsurilor posibile ilegale pentru echilibrarea gradului de supraaglomerare a penitenciarelor, în condiile în care unele penitenciare aveau un grad de supraaglomerare de 180, iar altele de 110. În sensul celor de mai sus, începând cu data de 01.03.2018, s-a desfurat un plan de redistribuire a deținuților. La data de 04.04.2018, în corpul din penitenciarul Iași, se mai afla 84 de deținuți, urmând ca ei acetia să fie redistribuiți. Acesta a fost contextul în care conducerea ANP a luat măsuri pentru redistribuirea unora dintre deținuți, nefiind vorba despre evacuri de urgență, a scris ministrul Justiciei pe Facebook.